Am dus o viață foarte grea, o viață marginalizabilă, o viață alternativă, o viață dificultabilă, dar îi mulțumesc Dumnezeu că în cei 44 de ani, nu părinții, nu medicii, ci a fost mâna Dumnezeu care m-a crescut și mi-a purtat grijă în calul său de biruință, ca să-i dau slavă Domnului. În primul rând, Dumnezeu s-a îndurat de mine, de un păcătos, și n-am fost meritat înaintea Lui, dar îndurările Lui și-a arătat față de mine în fiecare dimineață și dau slavă Domnului că astăzi sunt aici în locul acesta, nu datorită fiecare în parte, doctor sau medici, sau familie, sau păstori, ci datorită îndurările Lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnului. De ce îi dau slavă Domnului, că până aici Dumnezeu a fost de partea mea, îi dau slavă Domnului că El este cel care m-a purtat de grijă și m-a păcălozit pentru împărăția Cerului, ca cu toți împreună să ne menim în inimata în împărăția Cerului. Dumnezeu să ne ajute în zilea aceasta și știm că El este cel care ne va purta de grijă în cazul de biruință. De aceea îi mulțumesc Domnului, chiar dacă am fost pe la oameni, am fost aproape 20 și ceva de ani, am muncit, am tras de greu, o tras și ei de pe mine, am îndurat multe, ocări, am îndurat bajocuri, am îndurat foamete, am îndurat multe strântorare, dar Dumnezeu este cel care m-a crescut și m-a dus la viață prin datoria mirei și bunătăți în durerea Lui. Laudați să fie Domnul! De aceea, frați și surori, să prețuiți cei ce care aveți părinți, să dați slavă Domnului, chiar dacă ne-am avut, dar eu am un tată care o vegheat asupra vieții mele, așa cum spune cuvântul Domnului, că eu sunt tată, vorba și orfanilor, lăudați să fie Domnul. De aceea vă îndemn să prețuiți părinții, cei care aveți părinți în viață, cei care ați avut harul și ați fost crescut în familie și ne-ați crescut în condiții grele și vulnerabile și să-i dea slavă Domnului că aveți părinți și în primul rând, mai ales dacă sunt și mântuiți, să-i dea slavă Domnului că au avut cineva în grijă, au avut cineva crescut, să se dea slavă Domnului, că până aici numai Dumnezeu v-a purtat de grijă și v-a dus la viață, chiar prin mâna Lui. De aceea îi mulțumim Domnului că până aici a fost de partea noastră și să-i slujiți Domnului împreună cu ei, să-i prețuiți neamurile, să-i prețuiți fraților care aveți în viață. Eu n-am avut parte de ei, n-am avut harul, n-am avut parte de ale dragoste. Dar voi, dacă ați avut parte de dragoste părințească, de iubirea părinților, să-i dea slavă Domnului că ați avut harul acesta, e o mare har și mai ales că sunt mântuiți și Dumnezeu să vă binecuvinteze. De aceea îi dau slavă Domnului că am crescut și la școala profesională, 3 ani, am fost și acolo muncit, robit, am fost și acolo tras, hățuit încolo și încolo, știți cum e, să crești la casă de copii nu e așa de simplu, să fii în lumea asta, lipsit de toate. Dacă n-ai un tată și o mamă, atunci știi să-i prețuiești. Lăudați să fie Domnul. De aceea îi dau slavă Domnului că voi ați crescut, ați avut familii binecuvântate, părinți care v-au crescut și a fost de partea voastră, v-a simțit, dar greu a fost alături de voi. De mine n-a fost nimeni decât numai strântorări și necazuri și prin oameni străini. Să fii fugar, să fii pricinuit în toate privințele, la jucării, rățuit, nu este așa de simplu. Dar îi dau slavă Domnului că de acolo m-a scos, chiar din moțiunea păcatului, când i-am privegit pe o lumea asta, Dumnezeu este cel care s-a îndurat de mine și m-a chemat la mântuire. Asta îi dau slavă Domnului, cel mai minunat dar, minunat, să ai parte de împărăția lui Dumnezeu. Face nu lucrul acesta. Da, slavă Domnului, că Dumnezeu este cel care s-a îngrijit de fiecare parte. Și să-i dea slavă Domnului că puteți sluji Domnului în familie, întregi, sănătoase. Eu n-am avut acesta, deci am dus prin munte, am îndurat multe lipse, friguri, am îndurat multe, dar îi dau slavă Domnului că până aici Dumnezeu este care m-a scos la mântuire în primul rând. Asta îi dau slavă Domnului că s-a îndurat și de mine, m-a crescut și dau slavă Domnului că El este care m-a mântărit și m-a sprijinit până la capăt. Să-i dau slavă Domnului să slujesc în duș în adevăr și să mă întăresc în credință după voia Domnului în tot adevărul Lui că El este care m-a mântărit până la capăt și m-a purtat de grijă. De aceea, fraților, să-i dea slavă Domnului și să-i mulțumim Domnului că ați avut harul acesta să creșteți în familii binecuvântate de Dumnezeu. De aceea, să merită să slujiți Domnului cu toți împreună. Și frați și surori care aveți părinți nemântuiți, rugați-vă Domnului ca Dumnezeu să li se facă cunoscut, așa cum li s-a făcut odinioară poporul Israel când i-a scos din țara Egiptului. Lăudați să fie Domnul. Domnul este cel care ne-a ales în primul rând și ne-a iubit. Și El ne-a dat atât rog ce să avem parte de eternitatea veșnicilor, mai mult ca oricând,
Orice comoară nu face mai mult decât eternitatea cerului. De aceea se dea slavă Domnului că Dumnezeu s-a îndurat și de voi și de fiecare parte. Și dorim cu toți, estimata împărăție, să ne vedem în împărăția cerului, cu toți împreună să slujim în duș și în adevăr și Domnul să ne facă asta atunci și în credință, în numele Lui Iisus. Vă doresc sărbători binecuvântate, să aveți fiecare parte, familiile voastre, copiii voștri, să vă binecuvânteze Dumnezeu. Și mai mult ca atâta, sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos să paraneze în viețile noastre, în viața mea, ca să fim toți una, să avem parte la strigarea glasului Dumnezeu când ne va chema în numele Lui Iisus Hristos să fim o veșnicie la ele acasă. Îi mulțumesc Domnului pentru toate că până aici Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a purtat de grijă. Și El să-și care va da biruință mai departe și mă va crește maturitate în credință și în adevăr, în duș și în credință Dumnezeu să mă întărească și doresc ca fiecare parte sărbătoarea Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt să fie sărbătorită în viața mea și în fiecare parte de acum și până aici. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Slavă, slavă.